Mergem mai departe acum și vorbim despre un eveniment foarte important. Bucharest Model NATO este unul dintre cele mai importante evenimente de dezbateri politice simulate pe modelul NATO, dedicat tinerilor din țara noastră. Evenimentul a ajuns la cea de-a 14-a ediție și s-a desfășurat în aceste zile la Palatul Parlamentului, într-o perioadă aniversară atât pentru țara noastră, cât și pentru organizație în sine. NATO, așa cum știți, sărbătorește 75 de ani de activitate, iar România sărbătorește 20 de ani de la intrarea în NATO. Cel mai mare eveniment de dezbatere politice se desfășoară timp de 4 zile la Palatul Parlamentului. Participanții nu sunt oamenii politici de astăzi, ci sunt cei care își doresc să devină politicieni, diplomați și nu numai. Pe scurt, tineri dornici de afirmare în zona politicii externe. Ca tineri putem să avem un mesaj important în politica românească, deoarece venind aici în Palatul Parlamentului, arătăm întregului rang politic românesc că noi vrem și putem să facem lucruri importante și interesante. Conferința este despre diplomație și politică. Mesajul general este de lucru în echipă. Procesul de organizare a fost unul foarte frumos pentru că am lucrat toți în echipă și ne-am sincronizat foarte bine, astfel am avut totul făcut gata la timp. Orice se poate învăța. Noi suntem aici să învățăm, să evoluăm, să acumulăm niște skill-uri de dezbatere, să putem să vorbim în fața unor camere și de asemenea să ne putem susține mereu cuvântul. Și cum anul 2024 este unul electoral, organizatorii au introdus pe ordinea de zi una dintre cele mai importante teme de discuție pentru tinerii pasionați de această zonă. Cât de important este să votezi cumva și cât de important este să fii informat. Pentru că dacă nu ești informat, nu știi ce să faci. Este o responsabilitate foarte mare să poți să votezi. Conferința care simulează modul de lucru al NATO se desfășoară pe tot teritoriul țării, astfel încât toți cei interesați să poată beneficia de această experiență. El a străbătut mai multe orașe din România, precum București, Iași, Craiova, Cluj. Tinerii vin și doresc să își exploreze această zonă de dezbatere, de politică, de diplomație, de relații internaționale. Și până la urmă învață cum să se comporte, învață anumite principii prin care funcționează organizația noastră pe care o simulăm, anume NATO. Împărțiți în patru comitete, Consiliul Nord-Atlantic, Consiliul de Criză, Comitetul Militar și de Aviație și Comitetul de Reziliență, participanții vor lua parte la dezbateri incitante, respectând poziția țării pe care o reprezintă, discutând soluții la probleme globale de mare actualitate și, în final, formulând planuri de rezolvare.